În parohia Rățeni din județul Bacău s-a desfășurat în perioada 16-21 august, școala de vară acasă la Rățeni. Cei 45 de copii au participat la slujbe și la activități educative și recreative, sub coordonarea părintelui paroh Cristian Ioan Balaban. Activitățile au fost sprijinite de Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă din Moinești, Școala Gimnazială numărul 1 Balcani, autoritățile locale precum și de șapte voluntari și două cadre didactice. Evenimentul surpriză al acestei ediții l-a constituit pelerinajul la mai multe mănăstiri din județul Neamț. Astfel copiii au mers pe urmele sfinților insihaști care s-au nevoit în apropierea locurilor vizitate. În a doua zi după pelerinaj, copiii au vizionat un film documentar despre Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, realizat de Trinitas TV. Tabăra s-a încheiat ieri, când copiii au participat la Sfânta Liturghie, împreună cu voluntarii și cadrele didactice. La final, toți participanții au primit diplome de apreciere și cărți de rugăciuni.